Și ce a trebuit să facă bărbatul, apropo, Fidel, 17 ani. Așa, bună asta, e foarte tare asta. Ați zis că nu sunt bondar. Lasă-mă, te rog frumos să nu cred, te rog. Ba da, ba da, ba da. Nu mai mințiți, mă, așa, frumos. Nu. Cum să demonstrezi? Când ai parte de tot ce ai nevoie acasă. Bărbații, știi ce îmi zic? Ești un mare prost, cum ai putut să faci așa ceva? Toți prietenii. Deci eu nu spun ca o mândrie. Eu spun ca o realitate, este o constatare, nu este o mândrie. Și îți pare rău că ai fost Fidel 17 ani? Nu, nu regret nimic. Dacă cineva m-ar întoarce în timp și m-ar pune acum 18 ani, același drum l-aș face, fiindcă a fost unul genial. Ok. Da. Frumos. În primul rând că m-a schimbat, exact ce vă povesteam, fiindcă acum 17-18 ani nu-mi doream nici familie, nici copii. Și aș fi regretat acum la 50 de ani dacă aș fi privit în spate și aș fi constatat că m-am consumat în relații trecătoare, n-am făcut nimic, n-am avut copii și o familie. Okay. Iar în momentul în care am considerat divorțul, că tot vorbim în metafore și iubesc chestia asta, în momentul în care am considerat divorțul un eșec, am ajuns să citesc ce-ți spuneam despre curba lui Gauss și faptul că în momentul ăsta divorț raportat la numărul de căsătorii, divorțurile aproape ajung la 50% din numărul de căsătorii. Și atunci am conștientizat că nu este o problemă. Nu mai este o problemă, din păcate e o normalitate. Da, e o realitate, asta e. Peste care trebuie să trec cu multă maturitate și peste care am trecut senzațional. Eu, din punct de vedere emoțional, sunt extrem de echilibrat și vindecat. Așa de repede? Nu știu, repede, da, repede, nu repede. Eu am zis că o să-mi trăiască o săptămână, mi-a trebuit două. Dar de ce bărbații se reechilibrează atât de repede? Mergi pe ideea de reechilibru, eu merg pe ideea de reinventare. Divorțul reprezintă cea mai importantă reinventare în viața noastră. Când vrei să te reinventezi ca profesionist, ca om de media, ca om de showbiz, te vei divorța. Nu, să știi că n-am reușit să mă reinventez, sau cel puțin nu la modul conștientizat.